că e un băiețel vesel și mereu pus pe șotii, care în acest moment se pregătește să înceapă școala. Sunteți foarte drăguță. Mulțumesc. Din păcate însă... Cum a fost la școală? Bine. Dar ce ai? Ce ești supărat? N-am nimic. Așa a fost o drumă, n-a scos un cuvânt. E ceva în neregulă cu el. Uite, e tot timpul supărat. De ce cuvânta aia asta pe obraz? Hai mă, Luca, ce-ai făcut? Îmi pare rău. Te rog să nu mă bați. Cum să te bat, Luca, că n-am dat eu în tine. Te rog, hai acasă, Luca, te rog. Termină cu prostiile, doamna învățătoare ne așteaptă. Că aveți de făcut... Luca! Luca! Cum adică Luca are toate simptomele unui copil agresat? De către cine? Eu nu mai vreau să merg la școală. Dar de ce? Te mai supărat cineva? Da! Cine? Doamna învățătoare! O urăsc! Vor reuși soții Năstase să o demaște pe învățătoare? Crezi că e de competența poliției? Normal că e de competența poliției. Cred că cel mai simplu pentru toată lumea ar fi să vă mutați copilul la altă școală. Asta e sfatul dumneavoastră? Adică să o lăsăm pe nenorocita aia să scape, iar noi să ne mutăm copilul la altă școală, pe bune? Stepti. Nu, Remus, eu nu mă las. Am o idee. Și Mirela Năstase sunt mândri părinți a lui Luca, un băiețel plin de viață de numai 6 ani. Pentru toți trei, mâine va fi o zi importantă. Luca o să meargă la școală, la clasa pregătitoare. La grădință a fost altfel. Știi că eu am avut emoții mari în prima zi de școală. De ce? Pentru că nu știam cum o să fie. Nu știam dacă o să-mi fac prieteni, dacă o să mă placă doamna învățătoare. Erai cam fraier. Luca, ce faci tu? Râzi în loc să le cerți? Dar Luca are dreptate, era cam fraier. Are dreptate. Lăsând gluma la o parte, Luca, să fii cu minte și să o asculți pe doamna învățătoare. Da, mami. L-am dat pe Luca la școala din cartier. Va avea o învățătoare foarte bună, am discutat cu ea. Are foarte multă experiență cu copiii și sunt sigură că Luca va fi pe mâini bune. Și încă ceva, să nu te ceri cu nimeni, bine? Da, o să-mi fac prieteni și o să ne jucăm toată ziua. Nu, o să învățați toată ziua. La grădință vă jucați. La școală învățați. Da, știu eu mai bine, stați neștiți. Of, tati, nimic nu știi. Ei, nu știu. S-au mai schimbat lucrurile, numai ca pe vremea ta. Cred că Luca are dreptate. Luca e un copil foarte vesel și plin de viață. Eu mă bucur că începe școala. Asta o să-l disciplineze puțin. A doua zi dimineață, Mirela îl duce pe Luca la școală. Băiatul de-abia așteaptă să-și cunoască învățătoarea și noi colegi. Bună ziua, doamna Damescu. Bună ziua, doamna Năstase. Bună ziua, Luca. Îmi pare bine să vă cunosc. Și mie îmi pare bine. Sunteți foarte drăguță. Mulțumesc. Semănați cu bunica mea de la Ploiești și e la fel de grasă. Luca! Dar ce am spus? Nu am spus nimic. Tu să știi că semeni cu un nepoțel de-al meu, la care eu țin foarte mult. Aveți un băiețel foarte dezghețat, doamnă. Da, știm, doar că uneori cam întrece măsura. Sper să nu vă obosească. Nu, sunt sigură că nu. Pe asta-i problema, să nu vă obosească prea mult, pentru că Luca are foarte multă energie. Uneori mi-e greu și mie să-l țin locul lui. Doamnă, dar nu este primul meu elev. Cu siguranță toate vor fi bune, da? Luca, florile. A, da, mama a spus să vă dau astea. Mulțumesc mult! Ce frumoase sunt! Și ce o să facem în prima zi? Păi, o să facem o mulțime de lucruri interesante. O să cântăm, o să povestim, o să colorăm. Cu siguranță n-ai să ai timp să te plictisești. O să vină soțul meu să-l ia după amiază. De regulă. Vă mulțumesc! Haide! La revedere, doamne! Dacă e ceva, mă sunați. Nu, sigur nu o să fie nici o problemă. Luca a plăcut-o din prima clipă pe doamna învățătoare. E foarte drăguță. Am făcut o alegere foarte bună că l-am dat la clasa ei. Au trecut câteva ore și Remus îl aduce pe Luca de la școală. Numai că băiatului parcă i-a pierit tot entuziasmul. Bună! Am ajuns! Bună! Cum a fost la școală? Bine. Dar ce ai? Ce ești supărat? N-am nimic. Așa a fost o drumă, n-a scos un cuvânt. S-a întâmplat ceva la școală? Te certai cu cineva? Nu.
că ți-am făcut ceva bun de mâncare. Nu mi-e foame. E ceva neregulă cu el. S-o fi plictisit la școală. Nu cred că e vorba de asta. Îți faci griji degeaba, n-are nimic. Luca era foarte vesel când l-am dus la școală dimineața. Acum e complet schimbat și îmi spuse să nu fac griji? S-a obișnuit să stea după fosta ta. Acum a ajuns într-un mediu nesigur pentru el. Se simte abandonat. Chiar crezi că despre asta e vorba? Lasă să se descurce. L-ai cocoloșit tot timpul. Ce mâncare avem? Tocăniță. E foame. Mirela își face griji degeaba. Luca nu are nimic. S-o fi certat cu vreun băiat pe la școală. Atâta tot. Până mâine o să-i treacă supărarea. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.